Ședința festivă s-a desfășurat în sala mare a primăriei. Au participat mai multe edituri, iar în calitate de invitați, profesor universitar dr. Andrei Marga, profesor universitar dr. Mihai Acobescu și părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna. Moderator a fost Angela Zarujanu, președintele Comisiei de Cultură din Consiliul Local Suceava. Ce poate însufleți oamenii? E clar că o societate bazată pe libertăți și interese individuale stimulează individualismul. Și noi vedem. O societate bazată pe libertăți, individualismul se dezvoltă cu aspectele lui plăcute și cu aspectele lui neplăcute, cum și astea sunt. Orchina spune clar la această oră, pentru a contrabalansa în societatea chineză un individualist care ar fi excesiv, este indispensabil creștinismul. Ei spun însă și mai adânc, creștinismul a asigurat modernizarea Europei. Apropo de aceasta, și cartea vrea să modifice și în România această imagine, să fim foarte clari. Doctrina drepturilor omului vine din creștinism. Ea vine din sursele creștinismului. Chiar de la Pavel, de la Apostolul Pavel vine întreaga doctrină. 2. Nu se mai face istoria științei în România, aproape la nicio universitate nu se face, dar trebuie spus. Știința, deci fizica, cu Newton, cu Galilei, ea este o știință care vine din premize creștine. Adică monoteismul creștin a fost cadrul intelectual care a făcut posibilă și interogația de către Newton, nu? La fizică toți elevii învață cu mare pasiune Newton și Galilei, nu? Adică toți ați fost stăpâniți de o poftă nebună de a înțelege lumea după Galilei și Newton, nu? Cea de-a cincea ediție a Salonului Internațional de Carte Alma Mater Librorum a fost organizată de către Universitatea Ștefan cel Mare, Biblioteca USV și a marcat printr-o serie de evenimente speciale centenarul Marii Uniri, 1918-2018.